Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit etalarea pentru luna iulie pentru nativii din Zodia Fecioară. La cererea voastră, a celor care mă urmăriți deja de ceva timp, am hotărât să readuc aceste etalări lunare pe zodii, dar în schimb voi reduce etalările zilnice, care vor fi mult mai scurte, de maxim un minut, astfel încât să știți în linii mari la ce să vă așteptați pentru fiecare zi din lună, dar o să vă rog pentru mai multe detalii să veniți la aceste videouri lunare și să le urmăriți atât pentru zodia voastră, cât și pentru ascendentul vostru sau pentru orice alt semn zodiacal în care aveți anumite plasamente planetare importante, mai ales dacă aveți în harta natală o aglomerare de 4 sau mai multe planete într-un anumit semn zodiacal, neapărat să urmăriți și pentru acel semn zodiacal etalarea lunară. Și acum hai să vedem pentru nativii din zodia Fecioară, precum și pentru cei care aveți ascendentul, luna natală sau orice alte plasamente planetare importante în această zodie, dar și pentru cei care aveți pe cineva din zodia Fecioară în viața voastră și sunteți curioși de ce se întâmplă cu această persoană în luna iulie. Hai să scoatem niște mesaje pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Din cărțile care au ieșit așa la prima vedere, văd că o să fie o lună destul de grea, destul de complicată pentru Fecioare, dar hai să le luăm pe rând. În primul rând, aici pe partea de dragoste avem Șaptele de Bâte, o carte care ne vorbește despre nevoia de a fi vigilenți. Pentru că aici se întâmplă diverse lucruri exterioare care ne tot influențează relația sau starea noastră emoțională. Partea pozitivă este că puteți să ieșiți învingători. Voi sunteți pe poziția de superioritate, dar trebuie să vă asumați acest lucru și să faceți niște pași activi, astfel încât lucrurile să iasă așa cum vă doriți voi pe partea de dragoste. Hai să clarificăm puțin aici această energie pentru nativii din zodia Fecioară pentru luna iulie. Ok. Interesant. Pentru fecioarele care în trecut au suferit o decepție amoroasă, văd că în luna iulie, în sfârșit, o să puteți să treceți peste acest moment dureros, să lăsați în urmă această durere, această trădare și dacă aveți în viața voastră niște săgetători sau niște raci, aceștia pot să vă ajute să vă scoată din această zonă gri, să vă scoată de sub acest nor negru și să aducă mai mult echilibru, mai mult optimism și mai multă voie bună în viața voastră. Aici văd că fecioarele trebuie să învețe lecția temperanței, lecția cumpătării, să aibă încredere în divinitate, să vă rugați la îngerul vostru păzitor să vă ajute să treceți peste această durere, peste această trădare și în momentul în care o să acceptați că anumite lucruri se întâmplă fără să fie cineva vinovat, fără să fie vina voastră, fără să fie neapărat vina celelalte persoane, pentru că pur și simplu acolo era o legătură karmică și era o karmă care trebuia arsă, trebuia consumată între voi și acea persoană. În momentul în care acceptați aceste lucruri, în momentul în care acceptați că divinitatea are un plan pentru voi, un plan pe care voi nu puteți să-l vizualizați în întregimea lui, o să vă fie mai ușor să lăsați în urmă această durere și să treceți mai departe, pentru că viitorul este într-adevăr luminos, este foarte frumos pentru fecioare. Dacă sunteți singuri, aici văd că în luna iulie aveți mari șanse să vă vindecați inima și chiar să cunoașteți pe cineva nou. Dacă sunteți într-o relație și vreți să rămâneți în această relație, să munciți la această relație, să o reconstruiți, văd că aici lecția cumpătării și a temperanței o să vă ajute să treceți peste momentele mai dificile din trecut și împreună cu partenerul sau partenera voastră să vă îndreptați cu rapiditate către un viitor mult mai luminos, mult mai frumos
mult mai benefic pentru ambii dintre voi, mai ales dacă aveți un partener sau o parteneră din zodia Săgetător sau din zodia Rac, sau dacă partenerul sau partenera voastră are anumite plasamente planetare importante în una dintre aceste zodii. Per total, aici lucrurile ies bine, chiar dacă luna începe mai dificil, mai problematic, chiar dacă va trebui să munciți ca să obțineți ceea ce vă doriți, aici cu aceste două cărți văd că destinul este de partea voastră și că lucrurile pot să iasă foarte, foarte bine pentru fecioare pe partea de dragoste în luna iulie. Hai să mergem mai departe. În privința sănătății avem aici 5-ul de cupe. O altă carte care la rândul ei ne vorbește puțin în altă metodă, dar despre un mesaj similar. Mesajul de a lăsa în urmă greșelile trecutului, de a învăța din greșeli și de a trece mai departe cu aceste lecții, cu aceste învățături de minte bine înțelese și interiorizate și acceptate. Vedeți că aici sunt 3 cupe care s-au vărsat. Da, ați făcut niște greșeli în trecut, dar mai aveți încă 2 cupe, mai aveți încă 2 șanse. Lucrurile nu sunt chiar atât de nasoale cum par și dacă învățați din propriile greșeli, puteți să reparați problemele din sănătatea voastră. Hai să clarificăm acest 5 de cupe pe partea de sănătate pentru nativii din zodia fecioară în luna iulie. Ce lecții trebuie să învețe fecioarele? Ce greșeli nu mai trebuie să repetați pe viitor? Ok. E interesant. Cărțile de clarificare încep cu una dintre cele mai negative cărți din tarot, cu 10-le de săbii. Aici clar s-a întâmplat ceva problematic în trecutul vostru. S-ar putea ca problemele voastre de sănătate să fie declanșate tocmai de această durere, de această trădare, de acest dezechilibru emoțional, pentru că cupele ne vorbesc despre emoții, combinat cu 3-ul de săbii de aici, care ne vorbește despre trădare, și cu 10-le de săbii, care de asemenea ne vorbește despre trădare, e foarte posibil că aici corpul vostru, organismul vostru fizic să aibă niște simptome cauzate de un dezechilibru emoțional. Dar partea bună din acest 10 de săbii e că situația aceea problematică s-a încheiat. A fost în trecut și s-a încheiat. Acum aici cu pajul de cupe aveți șansa să lăsați în urmă durerea din trecut și să o luați de la capăt cu o ofertă foarte onestă, foarte sinceră, cu o cupă plină de iubire și de pasiune. Și aici această cupă plină de iubire, plină de dragoste și de afecțiune, trebuie să vă acordați voi înșivă. Trebuie să vă puneți pe voi pe primul loc și să aveți grijă de nevoile voastre. Și aici cu soarele văd că lucrurile o să iasă bine. Iarăși, clarificarea este că până la finalul lunii lucrurile se îndreaptă, lucrurile o să iasă bine. Dar aici trebuie să învățați din greșelile trecutului, să învățați să vă puneți pe voi pe primul loc, nu într-un mod egoist, ci într-un mod protector, să aveți grijă de voi înșivă și atunci vindecarea este garantată. Mai departe, în privința afacerilor, a banilor, a carierei voastre, aici avem 5-ul de săbii. O altă carte problematică, o carte care ne vorbește despre un oponent foarte vrednic, despre un oponent care poate să vă pună în dificultate. Și aici, pentru acele fecioare care trebuie să susțină un examen în luna iulie, e foarte important să fiți foarte bine pregătiți, pentru că s-ar putea să vi se pună niște întrebări mai ieșite din comun. O să fiți testați aici în cariera voastră, în afacerile voastre, o să fiți testați în luna iulie. Pentru acele fecioare care în luna iulie vor să-și renegocieze un contract, un salar, niște beneficii, aveți grijă iarăși, pentru că persoana cu care negociați este foarte bine pregătită și nu dorește să cedeze din teren. Dacă țineți morțiș neapărat să obțineți anul acesta promovare, mărire salarială,
nu v-aș recomanda să faceți aceste demersuri în luna iulie, pentru că o să fie mai greu decât v-ați așteptat. Mai bine mai amânați aceste lucruri pentru lunile următoare, fiindcă aici văd că există un mare risc să fiți dezamăgiți, pentru că voi insistați ca anumite lucruri să se întâmple acum, în momentul actual, când de fapt Universul vă transmite că nu e momentul ideal pentru așa ceva. Hai să clarificăm acest 5 de săbi pentru nativii din Fecioară în privința afacerilor, a banilor, a carierei voastre pentru luna iulie. Foarte interesant. Aici cu lumea se finalizează un ciclu, ajungeți la capătul drumului și cu 10-le de monede văd că, da, într-adevăr, puteți să aveți niște beneficii materiale foarte mari, dar mare atenție, apare aici 7-le de săbi, hoțul. Am impresia că dacă voi insistați foarte mult să primiți anumită răsplată, să primiți o anumită recunoaștere, oarecum vă furați singur căciula. Pentru că o să păreți impacientați, o să păreți imaturi și nu, per total nu o să faceți impresie foarte bună. Aici trebuie să fiți puțin mai strategici ca acești jucători de poker și uneori să înțelegeți că e mai bine să pierdeți o mână, chiar dacă aveați șanse să ieșiți învingători, pentru că aveți o strategie de viitor. Și aici, pentru o parte dintre fecioare, ar fi interesant dacă puteți în luna iulie să vă lăsați oponenții să creadă că sunt pe punctul de a câștiga, să îi lăsați să se simtă în zona lor de confort, dar să vă păstrați așii în mânecă. Pentru că momentul în care o să folosiți acești ași încă nu a venit. De asemenea, pentru toate fecioarele aveți grijă în toată luna iulie la tranzacții online, la datele voastre bancare, la datele voastre confidențiale, aveți grijă aici să nu vi se fure informațiile, să nu vi se fure banii de pe cont. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card din aceste cărți Puterea Gândului, să vă las cu un gând frumos, cu un mesaj frumos pentru această lună iulie. Bineînțeles, nu uitați să vă uitați și la etalările zilnice, care vor fi mult mai scurte, vor fi de un minut fiecare. Niște etalări fulger, care mă aștept să fie pentru voi ca niște semne de circulație care să vă ajute să navigați energia lunii iulie. Majoritatea informațiilor mă aștept să vi le luați din aceste etalări lunare pe zodii. De aceea este foarte important să vă uitați și la etalarea pentru ascendentul vostru, pentru semnul zodiacal în care aveți luna sau orice alte plasamente planetare importante. Și acum hai să vedem gândul frumos cu care o să vă las pe voi, pe nativii din zodia Fecioară pentru luna iulie. Sunt în siguranță în univers, iar viața mă iubește și mă sprijină. Inspir plenitudinea și abundența vieții. Observ cu bucurie cum viața mă sprijină din abundență și mi-oferă mai mult bine decât îmi pot imagina. Un mesaj foarte frumos pentru nativii din Fecioară, un mesaj foarte optimist, care ne demonstrează că în ciuda greutăților, în ciuda obstacolelor cu care începeți luna, per total lucrurile o să iasă în favoarea voastră, lucrurile o să iasă foarte bine pentru voi, trebuie doar să fiți strategici și să aveți încredere în planul divin pentru voi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!